Georgiana Lobonț, soțul și copiii lor s-au întors recent din vacanța din Maldive, acolo unde au petrecut timp de 10 zile. În cadrul unui interviu exclusiv, cântăreața din Trending a mărturisit cât de mult și-a dorit această vacanță. Ea a precizat că în timpul anului nu reușește să meargă în vacanțe din cauza programului încărcat pe care ea și soțul l-au, dar acum au decis să-și rezerve 10 zile în care se uite de tot și să se bucure de escapadă. Eu mi-am dorit foarte mult să ajung în Maldive. E o locație și călduroasă și potrivită pentru luna în care să ne facem acest concediu. Ne-am rupt din programul nostru și așa s-a nimerit. Ne-am dorit să mergem toată familia, a spus Georgiana. Rareș Ciclovan, soțul Georgianei Lobonț, a mărturisit că pentru această vacanță au cheltuit aproape 15.000 de euro, însă suma nu e deloc una uriașă spre deosebire de alte vedete care ajung să dea chiar sute de mii de euro, spune el. Acolo am plătit extra excursii, mâncare, am ajuns undeva la 14-15.000 de euro, a mai spus acesta. Georgiana Lobonț a mai mărturisit că s-a distrat de minune alături de soț și copii în Maldive și că au avut numeroase activități, de la scuba diving la pescuit și la mersul cu barca. Am văzut de asemenea rechini și pisici de mare uriașe și pentru toată lumea a fost o experiență cu adevărat uimitoare. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!